Valea Zânelor te duce cu gândul la un loc de poveste, așa cum îi spune și denumirea. Castelul de Lut din Valea Zânelor este un loc unic la noi în țară și cucerește de la prima vedere. Conform piatraonline.ro, la nici 50 de kilometri de Sibiu, la Porumbacul de Sus, se află Castelul de Lut din Valea Zânelor, în inima munților, pe malul unui râu și în mijlocul naturii. Deci Transilvania nu este doar tărâmul vampirilor, ci un tărâm utopic al Zânelor. O imagine pe care ai văzut-o măcar la un prieten și ți se părea din altă lume. Răzvan Vasile, proprietarul castelului, împreună cu familia sa, a decis în 2015 să lase în urmă decorul zgomotos al capitalei, tumultul agenției de publicitate, și să-și regăsească liniștea în mijlocul naturii. La fel ca în basme, visau să-și construiască un mic castel din piatră, lemn, lut și paie și sperau că vor putea împărtăși această fericire și cu alți oameni. Ideea de a părăsi capitala se înfiripase de ceva vreme în gând și suflet și cum toate visele pentru care luptăm ca adulți se nasc din copilărie și pentru Răzvan a fost la fel. Cu o mamă ardeleancă și vacanțe petrecute în Făgăraș, ideea de a-și trăi viața liniștit într-un castel din mijlocul naturii a venit într-un mod firesc. Prin 2005-2006 au început să caute teren în zona Sibiului, iar în 2006 deja găsise terenul de 1000 de metri pătrați de la Porumbacul de Sus, de avea să se ridice castelul. Cu terenul și locația găsită, mai că este suficient să bați de 3 ori din picior și din pământ va răsări castelul, însă drumul a fost lung și anevoios, până când mândra construcție să fie pusă pe picioare și la dispoziția turiștilor. Probabil unul dintre cele mai interesante proiecte arhitecturale, care are la bază un vis și tot ceea ce poate să ofere natura. În afară de dimensiunea estetică incomensurabilă, Castelul de Lut din Valea Zânelor este o lume feerică în care te poți scufunda pentru câteva momente de liniște completă și, la fel ca familia Vasile, poți lăsa agitația în urma ta. Pe lângă înfățișarea sa de basme, construcția este un spațiu ecologic realizat doar din materiale naturale, inclusiv piatră naturală decorativă pentru amenajarea interiorului, ceea ce conferă o reconectare cu natura. Din punct de vedere al construcției în sine, este dovada vie că se poate amenaja o casă doar din materiale naturale, materiale pe care însăși natura ni le pune la dispoziție. În prezent, Castelul de Lut din Valea Zânelor poate fi doar vizitat, nu găzduiește turiști, însă de anul viitor va intra în circuit și accesul în curte va putea fi realizat doar de cei care sunt cazați la castel. Cu siguranță, castelul va deveni un punct de referință atât pentru arhitecți, demonstrând că amenajările cu piatră naturală sunt cele mai valoroase, cât și pentru turiștii din toată lumea care vor să pătrundă într-o lume de bază, relatează piatraonline.ro.